măsuri considerați că ar trebui să ia poliția română pentru a proteja victima în caz de violență în familie? Poliția nu știu dacă poate să facă ceva pentru protecția în casă. Poliția trebuie să intervină și să-i ducă la secție, să-i potolească pe cei care fac rău familiei. Singurul lucru pe care consider eu că l-am putea face cu toții ar fi educația. Să o ajute pe victimă să nu mai fie bătută, să fie dusă undeva la un centru. În primul rând trebuie să revizuiască legislația. Nu există o lege care să protejeze poliția, să protejeze familia. Pentru că, nefiind această lege, ei nu intră în numer la domiciliu. Merg, se informează, dar nu intervin. Dar să intervină, că asta le e rolul, nu? Să apere cetățeanul. Trebuie început mai devreme. Adică nu doar când s-a întâmplat ceva urât, ci de la început. La educație, fie în familie, fie în școală. Și după cine iese din zona ala de bun simț și de unitate, trebuie pedepsit cum convine, adică fără milă, și să nu mai face niciodată așa ceva. Dar, cum zic, pentru mine prevenția este mult mai bună decât pedepsa după. Sunteți din România? Nu, eu sunt străin, adică eu sunt neamț. Atât pentru astăzi, noi ne revedem mâine la aceeași oră. Cere ajutor, nu deveni o știre. Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție. Începem prin a ne exprima și noi condoleanțe pentru familia regală a României, dar în același timp și prin a spune la mulți ani celor care sărbătoresc astăzi ziua sfântă de Sfântul Nicolae. După cum ați văzut din imagini, tema noastră e foarte importantă, mai ales pentru o țară în care cultura în acest domeniu lasă de dorit. Avem două doamne cu care ne vom pune la drum, așa, ca să ne scoată din hățișurile astea ale cunoașterii, dar mai ales ale necunoașterii, să vi le prezentăm. Doamna comisar șef Angela Chirvăsuță, Institutul de Cercetare și Prevenirea Criminalității, Inspectoratul General al Poliției Române. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag! Și doamna Simona Voicescu, președinta Asociației Necuvinte. Bine ați venit și dumneavoastră! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag! Acum știți cum e, noi de invitat am invitat și mai mult, dar e spațiu foarte mic și foarte mulți sunt cu probleme. Unii, dar e bine că ați venit și vă mulțumim frumos! Care sunt ultimile noutăți în domeniu, doamnă? Avem un țintar pe care l-ați făcut și noastră, altul pe care l-am făcut noi. Dar ca să vorbim așa în termeni de actualitate, care sunt ultimile noutăți de ultima oră, deci, în acest domeniu atât de important? Așa cum au sesizat și cei care au apărut în interviurile dumneavoastră anterioare, cadrul legislativ trebuie modificat. Pentru că polițistul, atunci când este chemat, vine la domiciliul victimei, celei care sună la 112, sau dacă a venit cumva solicitarea din partea unui vecin, intervine poliția în acest caz. Dar există un număr limitat de situații în care polițistul poate lua pe agresor din acel domiciliu, un număr limitat de infracțiuni pentru care are dreptul să facă acest lucru. De cele mai multe ori, polițistul este nevoit să o ia pe victimă din acel domiciliu și să o salveze. Unde să o ducă? Să o ducă la un centru de primiri, un centru de urgență pentru victimele violenței în familie. Și, din păcate, numărul acestor centre nu este de ajuns de satisfăcător pentru toate județele țării și vorbim aici despre mediul rural, pentru că sunt organizații non-guvernamentale care sprijină statul în acest domeniu și deschid astfel de centre, dar cele mai multe sunt în mediul urban. Ce se întâmplă cu victimele din mediul rural, polițistul ia de acasă, le sfătuiește să nu rămână împreună cu agresorul pentru că este în stare de ebrietate, este violent, este într-o stare de tulburare emoțională puternică și o sfătuiește pe victimă
aș putea să vă duc la mama dumneavoastră sau la rudele dumneavoastră sau la prietenii dumneavoastră. Ca să nu mănânce bătaie, ca să nu pățească ceva mai grav. Adică să mănânce și soacra bătaia sau... Nu, nu, nu. Nu. Ideea este să ia din acel loc și agresorul să nu știe unde o duce. Că, normal, discuția se poartă într-un loc separat de agresor. Am văzut din materialele pe care dumneavoastră ni le-ați dat, pe care le-au găsit și colegii noștri, că în ultima perioadă, inclusiv procurori, de exemplu, foarte mulți, cer modificarea legii pentru că împreună cu dumneavoastră și ei se confruntă cu aceleași aspecte. Așa este. Pentru că nu se merge separat, nu e fiecare cu strada lui, ci toți vreți același lucru, să protejați oamenii. Apropo de asta, dar sunt și bărbați bătuți? Reprezentanta ONG-ului care se ocupă cu victimă vă poate confirma și noi cunoaștem acest lucru. Sunt bărbați, doamna, însă din păcate spunem noi, nu au curajul să se prezinte la poliție și să spună se tem de numele care le-ar face colegii și prietenilor pe tema te-a mâncat, te-a bătut nevasta, n-ai fost destul de cuminte să trăiești în liniște cu ea, uite ce ai pățit. Adică glumele sunt foarte răutăcioase și demnitatea lor are foarte mult de suferit. Atunci ori suferă, ori se duc la organizații non-guvernamentale unde cer sprijin, dar fără să știe prietenii și fără să se mediatizeze cumva, să se audă, să nu știe nimeni ce li se întâmplă lor și să se iau măsură. Cum e cu acest aspect? Sunt. Că mai multă lume, cred că se așteaptă la partea cealaltă. 80% dintre victimele violenței în familie sunt de sex feminin. Așa este. Și restul sunt minori sau de sex masculin. Sunt adulți, bărbați, care sunt victimele violenței în familie. Noi am avut două cazuri în istoria noastră, între timp a mai apărut unul, dar mecanismul psihologic care funcționează la victimele de sex masculin este diferit de cel care funcționează la victimele de sex feminin, în sensul în care orgoliu este foarte puternic și îi oprește în a cere ajutor legal. Vin, povestesc, eventual cer consiliere psihologică, dar nu merg pe cale legale să declare în fața unei instanțe că ei au fost bătuți sau umiliți de către soție. Foarte rar fac acest lucru. Dar vreau să completez puțin. Am văzut, la fel ca și partenera noastră de campanie, am văzut ce au spus oamenii pe stradă și pe mine mă sperie puțin, pentru că oamenii nu cunosc, nu au informații. Vorbesc despre lipsa unui cadru legislativ, vorbesc despre faptul că poliția nu poate face nimic. Este foarte periculos acest lucru. Vedeți că, în esență, emisiuni de acest gen, chiar dacă sunt foarte frumoase, foarte interesante și reflectă și obiectul muncii dumneavoastră, ele n-aduc o audiență foarte tare și atunci televiziunile private nu vin decât în cazuri de excepție. Dacă o artistă, dacă cineva deosebit a mâncat bătaie, atunci, dar să tratezi, nu. Noi, să fim televiziune publică, avem obligația. Suntem, chiar dacă nu mai suntem plătiți din bani public, dar suntem televiziune publică, fără doar și poate, deși, în esență, și banii care vin de la guvern vin tot de la dumneavoastră, nu vin de la cineva așa. Și atunci avem datoria asta și noi trebuie să facem lângă dumneavoastră mult mai mult. Și din aceste motive v-am invitat aici și nu o să fie ultima dată când vă invităm, pentru că de la educație pornesc toate, zicem noi. Absolut, absolut. Noi am văzut în această campanie pe care am desfășurat-o cu Poliția Română, am văzut deja după 6 luni de implementare diferența în județele în care s-a implementat campania față de județele în care era încă în curs de implementare. Adică a crescut foarte mult numărul plângerilor. Am înțeles că aproape 25% într-o primă fază, cu oameni care știind ce le dă voie legea, au acționat fără doar și poate. Asta e un câștig este extraordinar. Formidabil, dacă doar din niște întâlniri. Exact. Și nici alea făcute, cum să vă spun, cu foarte mult, făcut cu cât ați putut. Unii nu sunt liberi, alții nu știu și nu faceți fenomen de masă. Nu e vorba și cu toate de... astea, să aduceți 25%, e formidabil. Este. Și a fost o distribuție foarte mare de materiale. Foarte mare. Au fost aproape 1 milion de materiale distribuite la nivel național. Și se vede diferența. Ce înseamnă să vezi și să știi că violența în familie este infracțiune. Și că cineva te poate apăra. Și că cineva te poate apăra și că ai drepturi. Și că ești scutit de taxe când depui o cerere în instanță. Și că există instituții care îți oferă servicii gratuite. Este extraordinar de important acest lucru. Ei, haideți să ne apropiem și de țintarul, dar până atunci să rugăm pe doamna regizor Apostol să dea cazul 2, cum l-am notat noi aici.
Oficial, infracțiunea pentru care vă aflați aici se numește omor deosebit de grav. Omor deosebit de grav cu încadrarea pedepsei de 15 ani. Vi se pare gravă infracțiunea pentru care vă aflați aici? Da, e o faptă foarte gravă. O regret. S-a întâmplat în 2003, în luna lui decembrie, când soțul meu s-a întors din Italia. A început din nou să lege de fetița mea, din prima căsătorie, să o înjure, să continui din nou, să o facă în toate felurile, să îi vorbească vorbi urâte, să nu o suporte la masă. Au început o perioadă de jumătate de lună de ceartă, bătăi asupra mea, asupra copiilor mei, și am spus să facă tot posibilul să plece de la mine și mi-a spus așa: voi pleca de aici doar în momentul când eu te voi omoră pe tine. Vă simțeați viața amenințată, da, sau erau doar vorbe? Nu, deci mă simțeam amenințată pentru că avea o... Și fața lui era schimbată, deci privirea lui avea, ziceam că e om nebun. Cum e, doamna comisar șef, chiar văzut? Filmulețul pe care... secvențele care le-ați transmis dumneavoastră fac parte dintr-un film realizat la penitenciarul Târgșor, de penitenciar de femei. Filmul face parte din materialele campaniei Arii Frânte și, de fapt, ilustrează situațiile critice prin care trec niște femei care ani de zile au fost abuzate de soților și care, la un moment dat, nu au mai putut suporta bătăile, amenințările și pericolul de zi cu zi care reprezenta, de fapt, viața lor și au omorât partenerul de viață. Din această cauză, deci cazuri extreme. Cazuri extreme. Din acest motiv ele ajung în penitenciar. Și aripile lor, de aia se numește arii frânte, aripile lor sunt frânte pentru că... Dar nu numai ale lor. Nu numai ale lor, pentru că săvârșesc o crimă care le rămâne în conștiință și pentru care suferă tot restul zilelor lor, pentru că au luat viața unui om. Copiii lor rămân fără părinți pentru că ele fac închisoare pentru fapta respectivă. Și cu siguranță vor trece foarte mulți ani până când vor mai avea încă o șansă să-și refacă viața, pentru că trebuie să-și spășească pedeapsa închisorii, trebuie să fie înconjurați de înțelegere. În mod normal ar fi fost circunstanțe. Sunt reduceri ale pedepsei, deci se aplică reduceri pentru faptul că victima a trăit în teroare și există circumstanțe atenuante, însă toată situația creată nu i-ar fi permis din punct de vedere legal victimei, nu era legitimă apărare, să săvârșească omorul. Deci situația este analizată de judecător din toate punctele de vedere și se ajunge la concluzia că victima trebuia să ceară sprijin, trebuia să ceară protecția poliției, trebuia să ceară pedepsirea agresorului, dar nu trebuia să fie ea justițiarul care să omoare partenerul. Haideți să intrăm pe acel țintar de care vorbeam. Cu prima întrebare, care sunt, ce fel de femei, care este genul, situația de a fi abuzate? În urma statisticilor pe care le aveți și cu care lucrați. Femeile care sunt abuzate fac parte din clase sociale foarte diferite. Sunt și femei cu studii superioare, sunt și femei care au un nivel de pregătire mai redus. Sunt femei care, din punct de vedere social, sunt realizate, au servici foarte bun, au situație materială foarte bună și sunt și femei care sunt dependente de agresor, care au foarte mulți copii, nu au o pregătire profesională și nu se pot întreține singure. Din păcate, violența intrafamiliară se manifestă atât în familiile cu studii superioare și cu oameni educați, care, din punct de vedere, să spunem, educativ, ar trebui să știe că un astfel de comportament este inacceptabil, dar și în familiile care trăiesc în condiții materiale deosebit de grele și cu certuri care apar din lipsuri materiale, din lipsurile, din condiții minime de trai. Au început telefoane de la telespectator, domnul Ionel Plătică din Calan Hunedoara. Spune așa: sunt de acord cu ceea ce se discută acum la emisiune. Ar trebui legi mai aspre, femeile nu trebuie bătute, copiii nu ar trebui oropsiți. Alina Boariu, nu știu dacă nu cumva o botez, din Piatra Neamț, pe Facebook. Apropo de Facebook, de o lună și ceva putem fi urmăriți în direct pe Facebook și cu această emisiune. Cei de la RT și-au făcut datoria
și în condiții destul de grele și fără prea mulți bani, am reușit ca toate emisiunile să fie urmărite prin acest sistem modern de comunicare, ceea ce nu e puțin lucru. Doamna respectivă zice așa, în caz de violență în familie, poliția română ar trebui să monitorizeze agresorul, să-l înregistreze în baza de date, să-l înlăture din sânul familiei și să-i recomande un psiholog pentru a începe consilierea psihologică. Dacă îmi dați voie să fac aici o mică completare. Vă dau și rog și pe doamna Voicescu să intervină. Din punct de vedere, dânsa are foarte mare dreptate și să știți că polițiștii în momentul în care au cunoștință despre o anumită familie care are probleme și că există conflicte în acea familie, acea familie va fi monitorizată. Singura problemă este că polițistul nu poate depune plângere în locul femeii decât în situații foarte grave, de infracțiuni grave. Femeia trebuie să vină să depună plângere și să se ia o măsură împotriva agresorului. Polițistul poate monitoriza familia respectivă, îi poate pune în vedere agresorului că infracțiunea pe care o săvârșește el este pedepsită de codul penal, dar nu poate interveni decât în cazurile foarte grave, atunci când victima este în pericol deosebit, atunci când cineva sună la 112 sau se autosesizează poliția că viața victimei este în pericol, sau în situațiile în care este vorba de un minor și atunci vorbim despre o persoană lipsită de capacitate de a se apăra singură și atunci intervine din oficiu poliția, sau în situațiile în care este victima unei infracțiuni grave pentru a cărei îngrijiri medicale se depășește termenul de 90 zile. În urmă cu ceva ani de zile a fost în studiu cazul acela cu fostul polițist sau chiar mai era polițist la Doroban, parcă. Nu care mai era polițist. Într-un coafor a intrat și și-a omorât fosta soție, parcă. Acolo se spunea că doamna decedata făcuse tot felul de hârtii. În acel caz s-a văzut cine a fost de vină, că n-a fost urmărit. N-aș putea să vă spun dacă finalizarea acelei anchete, dar din câte știu eu, persoana respectivă nu știu că ceruse ordin de protecție ca agresorul să nu aibă dreptul să se apropie de dânsa. Eu știu că ceruse, dar în același timp știu că fiind mai la început de drum așa, nu prea s-a acordat foarte mare atenție. În același timp sunt filme pe care le vedem la televizor, le vedem peste tot, în care vezi că nici în țări super dezvoltate o astfel de chestie nu se face chiar ca la carte. Ai interdicție, dar trece, dar face. Și cu toate astea, dacă polițistul nu este atent, zice, ei, lasă că se reglează. Nu, ideea este momentul în care o victimă are un astfel, deci beneficiază de un acest ordin de protecție, ea cere instanței judecătorești un ordin de protecție și în momentul în care agresorul nu respectă acest ordin de protecție, cineva sună la 112. Ori ea, dacă nu poate, ea cei din jurul ei care cunosc existența unui astfel de ordine de protecție și poliția intervine imediat. Important este ca poliția să afle că agresorul a încărcat acest ordin de protecție. Pentru că, din punct de vedere practic, polițistul nu poate sta lângă fiecare victimă care are ordin de protecție. Este imposibil. Atâția, important este să fie solicitat, să fie chemat, să se sune și să se semnaleze acest lucru. La fel ca doamna Chirvățuță, cred că telespectatoarea a avut perfectă dreptate. Cred că trebuie apelat mult mai mult la poliție. Trebuie ca oamenii să înțeleagă că poliția este singura soluție și că este primul pas care poate fi făcut pentru a ieși dintr-o relație de tip abuziv. Dar legat de ordinul de protecție, vreau să vă spun că el funcționează și la momentul acesta poate scoate agresorul din casă, ceea ce spuneați că de multe ori este scoasă victima. În acest moment se poate scoate agresorul din casă. Este adevărat însă, din păcate, că polițistul, atâta timp cât nu este anunțat, nu are cum să știe de comiterea unei infracțiuni și că trebuie să apelăm la poliție. Ce vreau eu să vă spun este că multe dintre plângerile care ajung la poliție, din păcate, rămân fără răspuns. Pentru că de la poliție ele pleacă într-un termen legal către parchetele de pe lângă judecătorile respective și pentru că legiuitorul la noi consideră aceste infracțiunile în familie ca fiind infracțiuni cu un pericol social scăzut, în general primesc soluția în începerii urmăririi penale. Și noi ne întâlnim în activitatea noastră, pentru că avem și un centru, ne întâlnim cu foarte multe femei care sunt frustrate de-a dreptul, care ne spun, doamna, am fost la poliție și nu s-a întâmplat nimic. Și de asta v-am spus, pentru că aș vrea să accentuez. Dacă se ajunge la poliție și un polițist nu are un comportament potrivit, este o situație care trebuie remediată și trebuie să se spună acest lucru și trebuie mers la șeful secției respective și adus la cunoștință faptul că un polițist din secția respectivă nu s-a comportat bine,
Dar în mare, mare majoritatea cazurilor vorbim de polițiști care trimit aceste dosare mai departe, către parchete. Și ele primesc soluția în începerii urmăririi penale. Pentru că parchetul este o instituție care e puțin mai ascunsă vizibilității noastre generale, vina aparține poliției în general. Adică victima consideră că poliția nu a făcut nimic pentru că ea nu este protejată din punctul ei de vedere. Am înțeles. Domnul George Florin din Constanța. Poate și doamnele, unele dintre ele, greșesc într-un fel sau altul. Nu numai bărbații sunt de vină. Ce ziceți, doamna comisar? Nimic nu justifică un comportament violent. În momentul în care un soț nu se mai înțelege și nu mai este pe aceeași lungime de undă cu soția, poate o consideră că este cicălitoare, atunci se desparte de ea sau încearcă să se înțeleagă și să-și schimbe comportamentul. Dar nu își face dreptate cu pumnul, în niciun caz. Deci nu cu violență. Dar în ce menții ce spuneați la prima, în primul răspuns, că sunt și multe doamne cu studii superioare, cu educație de bază fundamental, diferită de altora și mult avansată. Ele de ce stau? Există o perioadă în care... Să stai să mănânci bătaie așa, de dragul de asta? Nu. Există o perioadă în care aceste victime încă mai cred că agresorul se schimbă. Pentru că violența asta intrafamiliară este foarte perfidă, se manifestă ciclic. Există un moment când bărbatul este rău, este agresor, este violent și există un moment când el regretă ce a făcut, îi dă flori, își schimbă comportamentul, îi oferă cadouri și jură că se va schimba, atunci ea crede din nou în el, îl iartă, încearcă să-l schimbe, să aducă liniștea în familie și pentru că îl iubește, crede în posibilitatea de a-i schimba lui comportamentul. Din păcate, însă, ciclic, violența asta intrafamiliară... Dar știți că statisticile spun că foarte rar se întâmplă așa ceva. Puține exemple sunt care să... De bărbați care nu mai care repetă violența. Da, pentru că în momentul în care îi gustă din puterea asta și din forța și supremația care o capătă asupra femeii, asupra partenerei, îi place agresorului ceea ce simte și atunci repetă acest lucru dacă femeia nu se duce la poliție sau nu cere printr-un instrument, ori în ordin de protecție, ori să depună reclamație la poliție, nu cere pedepsirea agresorului. Iar aceeași statistică spune că și bărbaților bătuți li se aplică același, nici doamnele respective, care sunt maestre în a folosi făcălețul pe spinarea bărbatului, nu se îndreaptă nici ele. Au gustat cele din aceeași plăcere, să simt și ele foarte bine, să fie stăpân pe moșie și îi îndreaptă cocoașa de câte ori e cazul. Agresorul rămâne agresor exact, până în momentul în care cineva nu ia o măsură împotriva acelui agresor. Asta este foarte important. Domnul George din Vrancea, la țară situația este complicată. Dacă ai o sesizare într-un sat, unde duci victima și unde pleacă infractorul? Tocmai asta v-am spus. Total deci până în momentul în care se obține ordinul de protecție ca polițistul să aibă dreptul să-l înlăture pe agresor din casă, polițistul trebuie să facă ceva cu victima. Deci până se obține acest ordin de protecție, polițistul nu are unde să ducă victima. Și v-am spus că singura lui soluție este să o ducă la o persoană cunoscută, pentru că nu o poate lua unde. Da, secția de poliție nu are cum să o ia cu 2 sau 3 copii. Da, și dacă ne gândim bine, nu se fac foarte multe fiind la început de drum și țara nefiind foarte bogată, nu se fac multe la oraș, dar minte la țară. Din păcate, nu. Sunt 2 aspecte, dacă îmi permiteți, în mediul rural. Vorbim odată de o situație economică scăzută. Vorbim de persoane care nu-și permit să acceseze servicii și nu mă refer la poliție, care nu-și permit emiterea unui certificat medico-legal. Chiar dacă vorbim de 38 de lei, sunt 38 de lei pe care o femeie poate nu-i are. Nu-și permite să ajungă la Institutul de Medicină Legală sau departamentul care probabil se află în orașul reședință de județ, chiar dacă microbuzul până acolo costă 10 lei. Deci problema este decontarea serviciilor de către stat. Avem această problemă. Și a doua problemă este legată de codul de procedură penală, care ar permite, printr-o colaborare a Poliției Române cu parchetul, emiterea unei ordonanțe de reținere pentru 24 de ore împotriva agresorului, care această ordonanță susținută de decontarea serviciilor de la stat i-ar oferi acestei femei, victime a violenței din mediul rural, 24 de ore în care să poată să depună cererea privind emiterea unui ordin de protecție în siguranță. Este adevărat că în mediul rural problemele sunt mult mai grave pentru că instrumentele de abordare sunt diferite. Nu vorbim, cum spuneați mai devreme, de Facebook. De multe ori putem să facem campanii de prevenire chiar în mediul online. În mediul rural, polițistul din sat, și de cele mai multe ori chiar așa face, trebuie să se ducă din poartă în poartă, să vorbească cu fiecare femeie
Și știm noi cazuri în care spun, da, domne, vreau să plec, dar unde mă duc? Cu ce bani îmi scot certificat medico-legal? Cum mă deplasez eu din această comună sau sat până în orașul reședință de județ pentru a-mi scoate acest certificat medico-legal? Sau pentru a ajunge la adăpost, care în general, exact cum a spus și doamna Chirvăsuță, acolo în județele unde există și nu există peste tot, se află tot în aceste orașe reședință. Da. Domnul Ștefănuț Ioan de județul Sălaj, localitatea Cehul Silvaniei. După părerea mea, este bine ca poliția să nu se mai amestece în treburile familiei, ca pe vremea lui Ceaușescu când intrau și spărgeau ușa. Peste tot se vorbește că numai bărbații sunt violenți, dar sunt și femei care își omoară bărbații. Dacă se amestecă poliția, mai rău fac. Poliția să-și vadă de treburile ei, să apere drepturile omului, că au dat drumul la mii de pușcăriași și nu mai ai siguranță pe stradă. Cred că cam greșiți în mai multe domenii, domnul Ștefănuț. Pentru că odată nu poliția a dat drumul oamenilor pe stradă, sunt niște legi care sunt de respectat. Atâta vreme cât stai claie peste grămadă, n-ai cum să nu le dai drumul și să nu respecti ceea ce spune Uniunea Europeană. Dacă sunt bărbați și doamnele noastre invitate, au spus că într-adevăr sunt destui care au pătimit, dar dacă nu poliția vine să îndrepte lucrurile astea, atunci cine să vină? Cine să vină? Nu are cine să vină, pentru că în momentul în care există un decalaj de forțe între femeie și bărbat, indiferent dacă femeia este agresor sau victimă, cineva trebuie să apere cetățeanul. În momentul în care cineva îți face rău pe stradă și îți dă în cap, nu polițistul te apără, atunci în toată lumea, nu atunci de ce să nu intervină polițistul și atunci când ești acasă? Ok, nu-ți sparge ușa și nu intră peste tine în casă decât atunci când viața ta este în pericol, când știe sigur că viața ta este în pericol. Eu nu cred că cel care a trimis mesajul a auzit atât de multe cazuri în care polițistul sparge ușa și asistă la cearta unor soți. Nu. Polițistul intervine numai atunci când victima cere ajutorul. Și dacă victima cere ajutorul, înseamnă că e ceva foarte grav. Cum să nu intervii când cineva îți cere ajutorul și îți spune, dar eu încă o dată, doamna comisar șef Chirvăsuță și doamna Voicescu, eu fac apel la faptul că și dacă nu ești undeva unde să scoți sticul din buzunar, să îl bagi în televizor, să vezi un film. Dar sunt atâtea canale care prezintă lumea așa cum e, și mai bună și mai rea de peste tot, și unde vezi bine ce se întâmplă în lume. Nu se întâmplă altfel. În lume sunt poate mai multe adăposturi, legislația poate e mai bună, comunicarea între oameni și poliție este mai deșteaptă, dar lucrurile sunt aceleași. Și acolo tot poliția trebuie să intervină, tot poliția este speranța în mai bine, tot legislația aceasta se face. Singura chestie că, știți cum e, la început de drum până o reglez, până mai este. Dar ele astea sunt. Ce să invoci altceva? Și în alte țări, ca și la noi în țară, tot poliția face prevenire. Pentru că dacă îi spui unui copil de mic ce nu are voie să facă, el va crește într-un anumit fel. Dacă nu îi oferi informație de mic, dacă nu îi spui în continuu ce e bine și ce nu e bine, cum va crește acel om? Cum poți identifica un potențial abuzator? Cum poți evita o relație violentă? Există semne caracteristice agresorilor familiari? Există semne caracteristice unor astfel de persoane dominatoare sau care sunt predispuse să fie violente. În primul rând, sunt genul de persoane care se hrănesc cu durerea celor din jur. Adică sunt genul de persoane care chinuie copii, care chinuie animale, care se bucură la suferința celor din jur. Sunt persoane care sunt foarte posesive cu partenerii lor de la începutul relației, care interzic persoanei partenerei să se mai vadă cu familia sau cu prietenii, tocmai pentru că vrea să o rupă din punct de vedere de a relațiilor sociale, de tot ce avea ea înainte și într-un fel să devină obiectul forței și comenzii lui, deci o izolează social de familie și prieteni. Sunt persoane care încearcă să dea vina pe toți cei din jur pentru propria lor nefericire, sunt cei care își șantajează partenera spunând că mă sinucid dacă mă părăsești sau fără tine viața mea nu are sens. Genul ăsta de persoane nu își vor face lor rău, ci
partenerului, în momentul în care partenerul va spune gata, ajunge, eu nu mai pot sta cu tine în tensiunea asta nervoasă, vreau să-mi refac viața. Și atunci este victima în pericol maxim să doamna fie omorâtă. Doamna Voicescu, ați avut cazuri cu doamne care au venit, au beneficiat de tot ce trebuie și până la urmă s-au întors la locul cu bătaie? Da. Din păcate, sunt foarte multe cazuri și nu numai la noi, Asociația Necuvinte, ci și la alte organizații în care victimele nu reușesc să se reintegreze social, din păcate, pentru că sunt dependente financiar și emoțional de partener. Și sunt foarte multe astfel și de cazuri. Și atunci eforturile toate, cu da. Cazarea, cu... Da, da, din păcate. Consilierea, cu toate există astea, niște se duc papa sâmbetei? Există niște studii în America, în care noi considerăm că sunt mult înaintea noastră, în care spun că o victimă cere ajutorul între 5 și 7 ori până când să plece definitiv de acasă. Oh. Da. Iar deci, serviciile pentru victime trebuie să fie acolo. Urâtă statistică. Domnul Vasile din Iași. Poliția, prin reprezentanții săi, trebuie să se impună, în primul rând, rapid. Din păcate, în județul Iași, sunt polițiști care, prin comportament, nu fac cinste instituții pe care o reprezintă. Nu e posibil ca astfel de angajați, rași pe cap, îmbrăcați cu blugi, prespălați să imprime legea. Domnul Vasile, nu vă contrazic și nu știu ce o fi la Iași, că n-am mai trecut de vreo un an, doi pe acolo, dar să știți că, de exemplu, cunosc la nivel de București niscaiva ofițeri de la crimă organizată care sunt îmbrăcați în popi, care sunt, nu vă spun ce fete, zici că e ultima vampă după stradă, dar ei sunt maiori, sunt capitani, sunt ofițeri cu înaltă pregătire în domeniu, școliți și în țară și în afară, și care, să știți, că aplică legea pe toate muchile. Cred că nu îmbrăcămintea definește ce face, pentru că dacă el trebuie să se zbată între lumea drogaților, păi vreți să fie la cravată ca mine? Păi îl scui pe ea imediat. Nici nu trebuie să... Vă gândiți că n-ar intra acolo. Nu știu dacă același lucru e și la Iași, dar în esență cred că omul potrivit să fie la locul potrivit și s-ar putea să... Nu știu câtă dreptate, poate aveți dreptate, dar mă gândesc că... Nu, există polițiști care patrulează în uniformă, sunt vizibili și față de care populația are o anumită imagine și sunt polițiști care lucrează în situații sub acoperire, așa cum a spus dumneavoastră, și care, din contra, nu trebuie să apară cu o îmbrăcăminte sau un comportament diferit de al infractorilor pe care îi caută și cu care și încearcă multe ori, să intre în contact. Și de multe ori când se întâmplă un lucru din acesta negativ, ei sunt primii care intervin și singurii de cele mai multe ori. Pentru că atunci când se întâmplă ceva în stradă, pentru că unul civil nici nu știe cum să apere, ce să facă și până la urmă mănâncă și el bătaie și nici nu este înarmat. Dar omul nu vede, vede decât poate faza finală când îi pune cătușele. Dar până atunci nu știe că e un polițist. Și e bine că e așa și că e sub acoperire, pentru că inclusiv viața lui o apără. Sigur. Am înțeles, toată lumea știe că sunt mai multe tipuri de abuzuri, de la fizic, psihic, sexual. Cum se detaliază ele, cum se abordează ele? Spuneați mai devreme. De către dumneavoastră și dumneavoastră. Spuneați mai devreme că există persoane cu studii superioare care sunt abuzatori. Aș putea spune că genul ăsta de persoane nu sunt abuzatori fizici, ei sunt mai mult abuzatori emoționali. Sunt genul de persoane care se folosesc de psihicul partenerului ca să-l distrugă sau ca să-l nimicească pe interior, ca să zic așa. Violența fizică se manifestă în general la persoanele care au un nivel de educație sau de înțelegere sau de compasiune mult mai scăzut față de cei cu studii superioare. Violența fizică, deci, se manifestă la o anumită categorie, violența psihologică la altă categorie. Însă, ce este foarte important, ca să ajungi la violență fizică, trebuie să treci întâi prin violența psihologică. Pentru că, într-o relație, sunt foarte puține cazuri care încep cu bătaie, cu o palmă. Întâi încep cu jigniri, cu desconsiderări, cu umiliri în fața prietenilor și apoi se ajunge la violența fizică. Există și violență sexuală între parteneri și ar trebui să știe bărbații că nu iartă nimeni pentru infracțiunea de viol, chiar dacă o săvârșesc asupra soției. Deci să nu creadă că atunci când te căsătorești cu o anumită persoană, ai drepturi totale asupra ei. Dar există... și invers e valabil, și nu? Invers e valabil, da. Există și violență socială în momentul în care interziști victimei să părăsească casa și să se întâlnească sau să ducă la servici sau să-și continue studiile.
Există și violență spirituală atunci când îi impun unei victime cu forța să participe la niște ritualuri sau niște ceremonii religioase sau îi interziși victime să se ducă la biserică și să-și îndeplinească necesitățile religioase. Domnul Voicescu, un astfel de ipostaze, dumneavoastră cum acționați? În primul rând se face o evaluare inițială a cazului. Încercăm să vedem care sunt nevoile particulare ale acelei persoane și ne adaptăm serviciile la cazul dânsei. Adică și dacă nu avem, găsim. Primul lucru este evaluarea inițială, este includerea dânsei într-un program de consiliere psihologică. Dacă nu a depus o plângere la poliție, o încurajăm să facă acest lucru și o sfătuim cât de bine putem în legătură cu completarea acelei cereri. Completăm și depunem o cerere privind emiterea unui ordin de protecție, după care continuăm cu consilierea psihologică și noi încercăm, în măsura în care putem, v-am spus, să găsim și locuri de muncă pentru persoanele care nu au locuri de muncă, să le ajutăm și cu viața mai departe, să meargă cu viața mai departe, inclusiv cu introducerea minorilor în anumite programe de consiliere. Am înțeles. Haideți să mai ne oprim puțin și să rugăm pe doamna regizor Apostol să mai difuzeze un caz, cazul 3, cum zicem noi, unde sunt obligat să spun, chiar dacă nu este așa, dar de cele mai multe ori este, că urmează informații cu un puternic impact emoțional. L-am omorât pe fostul meu concubin. Am trăit în anturaj 17 ani cu el. Era dezastru mare. S-a dezvoltat și el, a început și el să muncească. Nu știu de unde, din firea lui, nu știu. Gelozia asta îi punea cap. Bătăile erau de la bun început, de când m-a luat. El avea 16 ani, eu 17. Am avut cu el într-un final 5 copii, de care sunt foarte mândră de ei. Măcar lucrul ăsta mi-a rămas. Știind că n-am încotro unde să mă duc, trebuia să fac ceva să scap eu sau el. Am văzut că știți cazul. Dați detalii? Da. Face parte din documentarul despre care v-a spus și doamna Chirvățuță, care este punctul central al campaniei noastre naționale. Dânsa chiar a fost eliberată în luna octombrie anului acesta. Este cazul care și pe noi ne-a impresionat. După cât timp? 7 ani. 7 ani de detenție. 7 ani de detenție. Și cu 5 copii rămași acasă. Și cu 5 copii rămași acasă care au ajuns în sistemul de protecție a copilului, în sistemul de stat. Este... Și acum îi și poate recupera? Da, și poate recupera, dar aripile sunt înfrânte și pentru ea și pentru copii și le va fi foarte greu să meargă mai departe. Pe noi ne-a impresionat foarte mult cazul pentru că este o femeie simplă, o femeie fără școală, o femeie care a exprimat atât de bine durerea atâtor femei încât chiar am plecat de acolo cu toții emoționați. Este o femeie care a spus, după ce a comis crima, întotdeauna întrebam ce ați făcut imediat după comiterea crimei și ne-a spus că a sunat la poliție, după care s-a așezat pe treptele casei și a simțit că i s-a ridicat un munte de pe umeri. Vă dați seama la ce fel de disperare ajung unele femei din această țară, încât consideră crima ca singura modalitate de a ieși dintr-o relație de tip abuziv și se simte liberate. Asta ar trebui să ne atragă un semnal de alarmă foarte puternic tuturor. Da, doamnă, da. Să te gândești că ai și 5 copii și că îi lași, ai nimănui și că ești o viață pe care, indiferent cât ar fi muntele ăla de mare, că ți l-ai luat în spate, tot crima rămâne și e greu. E greu pentru toată lumea. Da, în fine... Doamna Chiriac, din Târgu Jiu, ar trebui ca cei care săvârșesc infracțiunea de omor să fie pedepsiți cu închisoare pe viață. De acum avem nevoie de legi mai aspre în acest domeniu. Nu este corect ca o persoană care fură o găină sau un ou să săvârșească an bun de închisoare, iar agresori criminali să îi păsească pedepsele primite în câteva luni. Care e opinia noastră? Noi, ca și polițiști, nu avem nicio putere asupra pedepselor care se aplică infractorului. Noi nu putem să facem decât să strângem probe și să înaintăm dosarul mai departe instanței. Judecătorii sunt cei care apreciază nivelul de pericol social și gravitatea infracțiunii respective. Da, dar probabil că atunci când o astfel de întrebare e adresată nouă, să gândesc oamenii și la faptul că prin cazuistica pe care o aveți, prin exemplele pe care le dețineți, puteți să vă dați cu părerea, cum se spune în termen mai popular, să știți dacă legea e într-adevăr aspră sau ar trebui mai mult înăsprită și prin portițele pe care le aveți, prin faptul că la comisiile parlamentare de foarte multe ori sunt chemați reprezentanți ai dumneavoastră, să-și spună specialistul părerea ca să se știe cum să modifică
atunci când se modifică. Deși, dacă ne luăm după statisticile ultimor ani, cele mai multe lucruri, de exemplu, în codul civil sau în codul penal, au fost date până ordonanță, fără să știe mai nimeni. Doamna Florica Caragea din Tulcea, am trecut printr-un incident de acest fel. O cunoștință de-a mea a pățit asta. Soțul, la un moment dat, a avut un limbaj violent la adresa soției și a copilului. Femeia a chemat poliția, s-a deplasat unei capaci, dar când au văzut că soțul agresiv lucrează în MAPN, s-au îndreptat împotriva soției, spunându-i că de ce au fost chemați pentru limbaj agresiv, trebuia să fie chemați doar dacă era bătută. În cele din urmă, soția a fost agresată și fizic ulterior de către soț. Femeia a luat legătura cu un avocat, dar el nu i-a mai dat voie să intre în casă. Procesul de partaj a durat foarte mult. O victimă, în momentul în care este pusă viața în pericol, este normal să sune la 112. Pericolul în care se simte ea nu ține de câte vânătăi are sau dacă agresorul a și bătut-o. Este normal ca victima să sune la 112 atunci când se simte amenințată, când viața este pusă în pericol. E adevărat că nu sun la 112 atunci când soțul te înjură sau când îți adresează cuvinte urâte. Dar în momentul în care el se îndreaptă cu un cuțit asupra ta, nu te taie, dar îți spune, tu de mâna mea ai să mori și eu cu tine am să mor, mă omor și eu după ce te omor pe tine, este normal să suni, pentru că ești într-un pericol în momentul acela. Domnul Raulel Giurghi, Timiș, poliția trebuie să se implice mai mult în astfel de cazuri sociale. Implicațiile pe termen lung, mai ales în cazul copiilor, sunt devastatoare și de multe ori rănile psihice sunt greu de suportat. Vedeți, cel mai dinainte puțin spunea că ce caută poliția. Altul spune să se implice și mai mult. Care e opinia noastră? Trebuie să se implice și mai mult. Trebuie să se implice și mai mult, să continue ceea ce face. Să știți că se implică, pe partea de educație preventivă cel puțin se implică. Dar aș vrea să completez ce a spus doamna Chirvăsuță. Și dacă vă vorbește urât soțul, și mă uit, și dacă vă vorbește urât soțul, se numește infracțiunea de amenințare și hărțuire. Sunt două infracțiuni separate și trebuie anunțată poliția, trebuie sunat la 112. Trebuie să înțelegem că nu este un serviciu de lux 112. Nu trebuie să sunăm doar pentru anumite produse, doar când suntem înjunghiați sau când suntem în situații foarte grave care ne pun viața în pericol. Este un serviciu în slujba cetățeanului, la care trebuie să apelăm în condiții, în momentul în care noi ne simțim în pericol sub orice formă. Nu trebuie să avem un cuțit înfipt în spate, Doamne ferește. Dacă femeia respectivă considera că prin limbajul partenerului ei este pusă în pericol, trebuie să sune la 112. Domnul Gheorghe Tudorache din Bușteni, județul Prahova, a avut o plângere penală la poliția Bușteni. Am avut o ceartă mai veche cu un localnic din Bușteni. Ulterior, acest domn m-a așteptat în fața blocului, m-a lovit cu cuțitul, eu am căzut, mi-am spart dantura, am ajuns la instanță, dar din păcate deciziile au fost împotriva mea. M-am adresat și la avocatul poporului. Nicio șansă. De ce nu este arestat un om care te agresează? Ce pot să fac? Da. Fără de calea legală să se ducă la secția de poliție și să depună plângere și să solicite o soluționare și să solicite răspuns la plângerea lui, nu cred că ar putea să facă altceva. Deci trebuie urmată calea legală. Și trebuie modificat codul penal. Să rugăm pe doamna regizor Apostol să difuzeze cazul 4, care, așa cum v-am spus, sunt obligat să spun, că urmează informație cu un puternic impact emoțional. În secunda în care a ridicat mâna să te lovească, pleci și nu te mai întorci niciodată. Sunt una dintre femeile care la un moment dat a plecat dintr-o situație care putea să devină abuzivă cu hainele de pe mine. 3 săptămâni am spălat hainele, le-am pus pe mine și m-am rugat să mă descurc. M-am descurcat. Cu toatele vă puteți descurca, într-adevăr, dacă vă asumați riscul. Și acum, în zilele noastre, este mult mai ușor pentru că există cine să vă ajute. Cum e? Așa este. Sunt femei puternice care în momentul în care simt că relația respectivă nu se duce spre mai bine, sunt foarte vehemente și pun punct. Și își iau viața de la capăt. Dar sunt femei care încearcă să îi mai dea o șansă agresorului. Opțiunile acestea țin de fiecare în parte. Dacă este dispusă persoana să lupte în continuare, să schimbe ceva din agresor, dacă poate să schimbe, sau dacă pune punct la primul semn de posibilă violență.
Cum putem ajuta o femeie, o doamnă, despre care știm că e abuzată de bărbat? În primul rând trebuie să discutăm cu ea în afara casei, să nu simtă cumva agresorul că a luat legătura cu noi sau că ne cere părerea sau că ne implicăm noi în viața lor personală, pentru că genul ăsta de abuzatori nu prea acceptă părerile celor din afara casei. Sunt cumva stăpânii insulei lor, ai familiei. Trebuie să vorbim cu victima separat, să-i spunem că este într-o stare de pericol, că acele agresiuni care le trăiește se pot agrava, că își poate pune viața în pericol și ea și pe a copilului. Trebuie să avem însă un grad mare de înțelegere față de cum recepționează ea toate aceste recomandări ale noastre, pentru că sunt multe persoane care, în momentul în care încep să le oferi sfaturi sau să le spui ce să facă, se închid și nu mai vor să vorbească. Și atunci toate recomandările noastre trebuie să vină cu o anumită finețe pentru ele și să le înțelegem situația prin care trec și să le oferim niște alternative, dar nu să le impunem aceste alternative. Adică nu trebuie să judeci o femeie că nu se desparte în minutul 2, chiar dacă ea a trecut prin mai multe episoade de violență, trebuie să ai răbdare cu ea. După cum vă spuneam la începutul emisiunii, telespectatorii știu, noi avem și o colaborare de ani buni cu domnul Pătrășcanu, caricaturistul nostru, uitați-vă ce spune acolo, trebuie să faceți analizele, ați mâncat ceva azi, la care doamna nonșalantă spune că a mâncat bătaie. E, vă dați seama că așa mâncare nu ți-ai dori să fie nici la dușman. Domnul Panait, din Ialomița, spune așa, că are un băiat de 27 de ani care a fost bătut timp de 7 ore la șeful de post dintr-o localitate din județ, unde se poate adresa pentru a face o plângere. Cred că aici cea mai măsură să răspundă este doamna Chirvăsuță. În primul rând trebuie să se ducă la șefii lui și să spună ce li s-a întâmplat. Trebuie să depună o plângere și să spună ce li s-a întâmplat. Nu trebuie să rămână la nivelul acelei secții, ci să meargă mai sus, la superiorii acelui polițist, dacă s-a întâmplat în secția respectivă. Da, cred că ar trebui să facem niște emisiuni și pe aceste subiecte, pentru că apar tot felul de anomalii și trebuie să știi, așa cum dumneavoastră, de exemplu, fiecare pe domeniul de activitate, ați făcut câte ceva, trebuie să existe și în alte părți. Îmi pare rău să audem un generic, este genericul de sfârșit de emisiune. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră, vă mai așteptăm cu drag și în alte ipostaze, inclusiv atunci când faceți demonstrații din acestea, când aveți vorbiri cu oamenii în teren. Iar telespectatorilor le mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-a urmărit. Rămâneți pe canalele televiziunii publice. Așa cum spun mereu, nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere, numai bine!